Putem spune pe scurt că reducem democrația. Este o femeie civilizată, o femeie neconflictuală, deosebit de comunicativă. Tot astăzi adoptăm în perspectiva Euro 2020. Am vorbit, așa cum a menționat domnul președinte, despre președinția României la 1 ianuarie 2018. Declanșarea mecanismului european de protecție civilă din cauza lipsei de imunoglobină din spitale transformă astfel guvernul într-o vulnerabilitate pentru România. De aceea solicit public demisia doamnei Dăncilă în funcția de prim-ministru al României. Viorica, fă ceva!